Proiect de lege așteaptă mai mult timp să fie audiat, să fie trecut prin toate procedurile și aprobat în definitiv. Gândiți-vă că nu vizează numai Partidul Liberal, nu vizează numai primarul, care, da, este actualmente membru al Partidului Liberal, este liderul Partidului Liberal, dar vizează viitorul municipiului, viitorul capitalei noastre, stimați.